Și cel mai grav lucru care se întâmplă sub ochii noștri, din punctul meu de vedere, este că ne îndatorăm în numele celor nenăscuți încă și în numele celor care nu au drept de vot. Adică fără să-i întrebăm pe copiii noștri, noi spunem, știi ceva, mai luăm 10 miliarde. Da? Mai luăm 10 miliarde. Pentru că tot ce am văzut în discuția asta, lasă masca, lasă că în creștinism, știi, actul fundamental prin care aparții bisericii, care este împărtășania, nu poate fi realizat fără să dai jos masca, la propriu și la figurat. Deci ca să te împărtășești în creștinism, trebuie să faci două lucruri. Să renunți la fățărnicie, deci să te spovedești, și să renunți la masca asta, da, textilă. Dar pe lângă chestiunea asta, ceea ce este, mă rog, semnificativ și relevant și eliberator, mai e un lucru esențial, da? Pentru a fi cu adevărat solidar cu cei săraci, și cu cei mici, despre care Iisus spune că nu, dacă nu veți fi ca unii ca aceștia, nu veți intra în împărăție, adică cu copiii. Pentru a fi solidar cu copiii, primul lucru pe care trebuie să-l faci. Deci primul lucru care ar trebui să ne intre nouă în minte dacă suntem creștini, apropo de copii, știi că noi tot timpul zicem, tot ceea ce fac pentru copiii mei. Dom'le, sigur, e adevărat? Pentru că ceea ce facem noi în fiecare zi acum este să punem pe copii, pe umerii copiilor noștri, o imensă povară fiscală. Statul român s-a îndatorat cu aproape 20 de miliarde în 2 ani de zile, fără să fi făcut 100 de kilometri de autostradă măcar, da? Dacă e vorba de copii, fără să fi făcut o școală competitivă, fără să fi făcut mai nimic de fapt cu banii aceștia. Ori lucrul acesta trebuie criticat ca fiind fundamental anticreștin și antiuman. Să te îndatorezi în numele celor pe care nici măcar nu îi întrebi. Dom'le, tu ești de acord să fac împrumutul ăsta? Și asta pe mine mă supără, așa că data viitoare când o să ne mai întâlnim, sper să discutăm și despre problema asta. Cât de moral este guvernantul care emite obligațiuni fără să mă întrebe pe mine, fără să ai un referendum ca în anumite țări, de pildă în Georgia. Țin minte că am avut prieteni libertarieni care au făcut parte din guvernul Șakașvili și mi-au spus, domnule, au pus în Constituție 60% este maximum de îndatorare al statului. Peste 60% trebuie să faci referendum. Noi ne apropiem cu pași repezi de îndatorare de 60% din PIB. Greșesc? Voi știți mai bine, Alex. Suntem acolo, suntem pe acolo. Oricum, nu depășim America și Franța, care sunt pe lângă 100%. Da, dar suntem pe la 45%, deci mai avem puțin până la 60%. Din punctul meu de vedere, creștinii ar trebui să zică stop. Opriți dezmățul. Opriți desfrâul. Desfrâul sexual este vinovat și păcătos și te afectează din multe puncte de vedere. Dar desfrâul fiscal este la fel de grav, dacă nu mai grav, pentru că periclitează milioane de oameni. Desfrâul sexual te periclitează pe tine și eventual pe partenerul tău. Dar desfrâul fiscal afectează generații întregi care încă nici măcar nu s-au născut. Și așa că le cer celor care ne ascultă, și dacă cumva sunt preoți printre cei care ne urmăresc, cu atât mai bine, aș vrea foarte mult să ia aminte la acest mesaj și să fie libertarieni în plan economic, dacă sunt și creștini, în plan existențial.